ITM Sibiu a desfășurat o serie de controle în urma isteriei de săptămâna trecută de la benzinării. Inspectorii de muncă au luat la puricat toate stațiile PECO din județ și au aplicat 10 de sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei. Printre deficiențele constatate se numără lipsa accesului angajaților la fișe de securitate, lipsa controlelor medicale, neasigurarea capacelor gurilor de alimentare cu carburanți, căi de acces blocate și lipsa evidenței orelor de muncă ale angajaților. Angajații unui agent economic din Sibiu au fost surprinși de camerele de supraveghere de pe strada fabricii în timp ce aruncau deșeuri la tomberoanele stradale. Primăria a amendat astfel firma cu 50.000 de lei. Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Agnita a murit la peste 1000 de kilometri departare de casă. Răzvan lucra în Germania, în domeniul construcțiilor. Miercuri, când se afla la serviciu, a suferit un accident de muncă înfiorător. Sibianul vopsea mai mulți stâlpi de metal ai unei hale și se afla pe nacelă. În momentul în care a vrut să urce la un nivel superior, din cauza neatenției...